Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliul Local, edilul localității Bălcești a trecut ieri proiectul de închidere a căminului de bătrâni și încetarea raporturilor de muncă a celor 30 de angajați de aici. Motivul a fost imposibilitatea primăriei de a mai aloca fonduri pentru această instituție. Consiliul Local nu poate finanța din bugetul propriu această instituție. Nu au fost prinse sume alocate pentru finanțarea acestei instituții încă de la înființarea bugetului și se știa acest lucru. Prezenți la ședința în care li se decidea viitorul au fost și o parte dintre angajații căminului în frunte cu directorul. Cu toții au acuzat pe consilierii locali că au făcut o dispută politică din închiderea căminului. Este o adunare politică aici. Culeți că nu am făcut nimic noi, conducerea nu e, eu sunt divinieră. Deci conducerea ta a făcut în mai înviață, de fapt, spre dreapta. Sunt avestele care se văd, care le puteți cerceta, dar nu ați făcut nimic. N-ați venit nici măcar pentru că le-ați dat voi la persoane să le vedeți că sunt nebuni sau nu sunt nebuni. Aveați dinainte stabilit ca să-l desfințați. Ce să mai, e normal, toată lumea vede acest lucru. Nu știu de ce mă acuzați pe mine, că ce n-am făcut eu, am făcut și eu ce au făcut și celelalte 17 cămine. Mai sunt două, trei care într-adevăr s-au desfințat. Unele sunt care au fost preluate la Consiliul Județene ca Centru de Îngrijire și Asistență. După primirea acelei primei adrese, ați mers în oraș și ați făcut o campanie negativă asupra căminului. Ședința s-a dovedit una plină de tensiuni cu acuze între consilierii locali. Cine După votul secret, însă, consilierii locali au decis. Căminul de bătrâni nu se închide. Nu. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Deci, cu 9 voturi împotrivă, proiectul nu a trecut. Deci, iată că n-a fost vot politic. Rămâne însă în continuare problema finanțării. Edilul nu știe de unde va scoate bani pentru susținerea căminului sau pentru plata salariilor angajaților care oricum nu și-au primit banii de 2 luni de zile. Să funcționeze activitatea ne trebuie 1 miliard pe lună, 1 miliard vechi. Acum noi ne gândim la o suplimentare a coplatei din partea beneficiarilor. O să atrage... Da, aparținătorii. Căminul pentru persoane vârstnice Bălcești a fost înființat în 2011, după desfințarea spitalului care funcționa în localitate, iar acum sunt internați aici 47 de vârstnici. Din noiembrie anul trecut, căminul a rămas fără finanțare din partea Ministerului Muncii și a supraviețuit anul acesta cu ajutor de la Consiliul Local. În această vară și Consiliul Județean Vâlcea a alocat fonduri pentru plata salariilor, însă au ajuns acum la fundul sacului.